Bună ziua, vă prezint astăzi Samsung C3750 Slider. Este un telefon care a fost lansat la sfârșitul lunii martie 2011. Este un telefon pe slide, așa cum putem să observăm. Are un display de 2.4 inch, TFT touchscreen. Partea de jos găsim tastele specifice telefonului de acest gen, cel de apelare, respingerea apelului, cel care, depinde de meniul în care suntem, poate să activeze o aplicație sau, de exemplu, meniul principal ne deschide meniul. Dacă în partea în dreapta este șorca către contacte, în funcție de meniul în care suntem, poate să aibă alte proprietăți. Acest joystick, putem să observăm tastele. Sunt spații suficiente între taste, nu există posibilitatea de a tasta greșit, pentru ce nu mă greșit, să atingi din greșeală tasta de alătorată. Partea în dreapta telefonului găsim acest buton ce activează camera. Este o cameră 3,2 megapixeli. Mai sus găsim slotul micro pentru portul micro USB. Putem să conectăm un cablu de date sau încărcătorul. Sus găsim un jack de 3,5 mm pentru căști, un loc pentru șnur. Pe spate camera care vorbeam mai devreme, 3,2 megapixeli. Găsim și un difuzor pentru redare audio. Sistemul de operare al telefonului este unul propriu. Hai să intrăm și noi în meniu. Jurnal de apeluri. Se stochează ultimele 30 de apeluri primite, ultimele 30 de apeluri efectuate și ultimele 30 de apeluri ratate. Contacte. Putem adăuga 1000 de contacte cu apelare foto. Bineînțeles, putem crea meniuri cu contacte favorite și așa mai departe. Muzică. Telefonul nativ are suport pentru fișiere MP3, AAC. Am adăugat și mai devreme o melodie prin Bluetooth, versiunea 2.1 cu UDP. Hai să umblăm puțin la sunet. Sau de Flemin. Putem să observăm că automat s-a adăugat un widget pe ecranul principal și putem să intrăm în alte aplicații și în același timp să ascultăm muzică. Internet, mesaje, fișiere, este vorba de un Fire Explorer. Comunicații, telefonul vine cu suport pentru Facebook, Twitter, putem face mesagerie prin Bluetooth. Camera foto, care vorbeam mai devreme. Câteva opțiuni, zoom digital, luminositate, contrast, așa mai departe. Haideți să ne uităm și la alte opțiuni. Observăm că avem și modul video. Rezoluția maximă în care putem să facem poze este de 2048x1536 de pixel. Temporizator, diverse efecte, mod nocturn, organizator, aplicații. Telefonul vine cu suport Java. Găsim suport pentru Radio FM, CarDS, Google. Vine și câteva jocuri preinstalate. Sunt versiunile demo. Înregistrare voce, dicționar, Bluetooth, temporizator, cronometru, putem seta alarme, setări, afișaj și oră, telefon, conexiuni PC. Mă aduc și noi în discuție acest telefon, este vorba de Samsung C3750 Slide. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.